Тема зива Сунчан Михаил, директор компании Bismobile Kitchen. Дечна тема компании продукатарь де мобилер де букатарии. La команда индивидуал, după orice клиент, orice дизайн, orice dimensiuni, culori și așa mai departe. Adică producem mobilierul deja de 7 ani, a 7-lea an, din 2012. O companie tânără, cu ambiții și sper eu să ajungem și de succes. Тут era o misiune, ca și cum, nu, eram în compania verde, dar între timp misiunea a devenit totuși mai puternică, mai coaptă și mai credibilă. Dacă să vorbim în două, trei cuvinte, atunci de a face oamenii fericiți și a oferi o siguranță în produs în viitor. Dacă să ne ducem un pic mai adânc, atunci foarte mult contează pentru noi ca clienții noștri să fie fericiți în momentul când cumpără acest produs, în momentul când îl folosesc și în momentul la orice exploatare sau orice provocare din partea bucătăriei. Să fie tratată ușor, lin, fără stres sau fără nervi, cât mai nesemnificativă să fie problema și trecută cât mai ușor aceeași provocare. Pașii care noi am făcut până în ziua de azi nu ne arată că ținem direcția nu rău și misiunea noastră merge spre succes. Pot să spun despre produsul Bismobile Kitchen că este o bucătărie creată cu suflet. Și clientul asta simte. Simte nu doar când îl cumpără sau când îl achită. Simte în proces de pregătire a unei mâncări. Simte în proces de exploatare a produsului. Simte că e depus suflet. Practic 99% proiectele realizate cu succes e 99% implicarea clientului. Adică nu poate să fie așa, luați dimensiunile și faceți un produs. Nu. Trebuie suflet să depună ambele părți. Dacă două părți se implică la maxim, atunci este un produs ideal. Produsul Bismobile Kitchen 99% este ideal. Asta pot să spun. Echipa este cea mai importantă sursă a unei afaceri. Cea mai importantă. Dacă oamenii capitalizează compania pe, nu știu, pe orice materie, atunci eu aș capitaliza pe sursa umană. Colegii, echipa, e cea mai importantă sursă a unei afaceri.
Clienții noștri a companiei Bismobile Kitchen sunt niște persoane energetici, persoane moderne, persoane veseli, creativi, numai puțin ca designerii. Pot să spun că ei nu s-au schimbat în tot parcursul a șapte ani de activitate. Unii ca ce noi vedem cu alți ochi sau am început să înțelegem clienții mai bine, am început să explicăm proiectele mai detailat, mai clar, mai credibil, mult mai credibil. De asta și în fața noastră sau în ochii noștri pare a fi că clienții s-au schimbat. Dar o mare parte nu s-au schimbat, sunt aceiași. Pur și simplu, noi am început a vedea clienții cu alți ochi. Când clientul este fericit, atunci la companie crede sau socoate că este misiunea împlinită. Noi avem mari planuri pe viitor, cât la peste 5 ani, 10, 15, până la 25. Deja sunt create scopurile. Dacă când am creat compania, noi nu știm practic nici misiunea, practic nici planurile pe perioada îndelungată. Odată și apar întrebările față de clienți, când, unde, pentru ce, totodată ne dăm și noi răspunsuri și descoperim în noi dorința de dezvoltare tot mai mare și mai mare. Noi vrem ca să facem cât mai mulți oameni fericiți. Pentru asta este necesar să învățăm, să comunicăm, să conștientizăm de ce avem nevoie, să fim cu picioarele pe pământ, să fim cât mai realiști și să structurăm compania din fundament, adică din pe orice pietricică să fie clădită manual, nu doar niște vârfuri, să știm și să visăm la ceva ce practic este imposibil. De asta noi și avem așa un scop mare, ca să deservim cât mai mulți oameni, cât în afara țării, dar pe prim plan Republica Moldova, cât și în Europa, cât și în Rusia, cât și în pe alte continente. De asta și este un plan de dezvoltare strategic pe o perioadă de 25-30 de ani. Adică noi suntem gata să ne dedicăm la maxim pe o perioadă destul de îndelungată, fiindcă noi am descoperit în noi plăcerea de a găti acasă, cât plăcerea și de a lucra acasă și de a face oamenii fericiți. Cred că misiunea companiei pe noi ne motivează, ne dă energie și ne ține la un echilibru.
Vreau să spun că tot efortul și toată energia, toată creativitatea companiei noastre este făcută pentru clienți, pentru personal, pentru companie, adică pentru noi toți, cei din Republica Moldova. Bucătăria Bismobile Kitchen este creată cu energie, creativitate, siguranță, monitorizare, suflet, aici la noi acasă. Pentru asta noi și susținem produsele autohton, este un efort destul de mare, dar vă așteptăm cu drag să depunem efortul maximal pentru a oferi o siguranță destul de puternică, un control monitorizat, pentru plăcerea de a găti acasă. Dragi clienți, vă mulțumim că ați ales compania Bismobile Kitchen. Ne mândrim că produsul nostru vă însuțește următorii 15-20 de ani, ceea ce înseamnă o mare responsabilitate pentru noi. Depunem efortul maxim pentru a oferi plăcerea de a găti acasă.